Hai salutare, fraților, ce credeți? Am venit la pescuit, cu cine credeți? Asta e undița mea, chinezească aia, cu Adi. Adi, salut, aici tăunii. Salut. Tete. Salut. Și pentru câte ceas omul? E 4? E 5 și. E 5 și. Răzvan, pe zonă. Soccer Gheom. Alex, Spartanu. V-am promis că vin cu ei la pește, da? Și Silviu Brucan. Suntem în Belgia. Suntem în Belgia. Silviu la Brucan. Paris. Uite-te, bă, la noi. După cum ați văzut, scuterul lui Alex a fost reglat, am reglat tot. Și vreau să vedem ce prindem. Dacă prindem pește, îl luăm și facem acasă cu mușdei, cu toate. Ia zi, Alex, cum faceți? Că eu o să trec cu camera și pe la voi. Dă-mi, ia o găleată, băi, ia o găleată, pâinea și asta și haideți. Pâinea e la mine. Nu, ia o găleată aici, tete. Vezi să nu se ducă. Haideți să mergem noi mai încolo, fratele. Merge și pescuim pe o baltă sălbatică. Ne-am așezat bine și noi aici, frățiueri. Eu am pus plut aici. Răzvan vine cu forțe noi. Bă, ți-a luat ăsta locul. Ia zi, pleacă, bă, de acolo. Ia zi, mă. Zi, bă, dă-te, bă. Ia, fă-te rău un pic, zi. Zi, mă, dă-te, bă. Ia uite ce a prins Răzvan. Noi îl dădeam acolo. Bă, ești nebun, are 6 pești prinși. Dacă a plecat după cap, nu am fost și eu liniștit, m-am simțit pești. Ia uite-ați, bă. Peștișor micuț, că îi le dăm drum. Bă, ăștia cu picioarele din alea. Păi, dar nu. Trag muștele pe noi ca muștele la băligar. Băi, Alex, vezi că mișca, băi. O să filmez eu pe fishhack. Uite, 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 uite. A, nu, s-a tras o vânt. Uite, Adi, aici vedeți că au loc 4 pescari aici pe un loc. Pe un bun. Tete s-a dus la locul lui, hau cu hau. Unde că se ciuca mai devreme, nu ai auzit? I-am auzit, ei se cherță ea. Săptămâna viitoare, fiți atenți, o să postez și pe fishhacker. O să postez, am mutat șapca invers. O să, nu e, mă, e cu plumb culisant și așa face, dar o să înveți pe frații mei bine. O să merge la o baltă cu plată. Acolo o să le arăt cât de bine merge și cum o să se miște, mai ales la, mamă, când ăsta și cade cu ciocanul în scuter. O să îi învăț la pescuit bine de tot, pentru că vreau să dezvolt pescuitul la nivel mondial. Fishhacker pe YouTube, celălalt canal al meu. Ia zi, fratele meu. Noi avem telefon aici. Adidas și e de la Nike. S-au făcut de boală. Da. Uite-l, Alex, vezi că-ți mișcă. Uite, Răzvan cu cocioata aia mea și e cocioata mea aia. E de 3 metri, e cea mai mică undiță de pe glob. Uite, mă, i-a tras lui Alex. Aha, ce hăț e. Stai, mă, că-l luăm, s-a adevărat a mea. La Alex nu o trage el, mă. Uite, bă, ce e. Înseamnă că e peștele în mal aici, am. Uite, la Răzvan. Uite, Alex, la tine, băi! Salut, Alex! Am că îl luăm, sigur. A prins ăsta 6 pești. Dacă vreți să nu mai prinde cineva pești, fraților, cărămiți în beceauri în apă. Ia uite, pe Răzvan cum e. Dacă ți-aruncă pe teardă cu 3 focuri, când pognești al treilea foc, ești la un piper. Ia să... Asta e fază pentru TikTok. Da. Cronometru. Cronometru pentru TikTok, ați observat? Ia, fiți atenți. Ce pentru TikTok, că deja pentru YouTube, ia. Fiți atenți, că o țin eu. Asta e bine când te duci cu cineva la pescuit să ține camera direct pe plută. Fiți atenți un pic. Cu cronometru. 3, 2, 2 fără un sfert, 1,43. Dar ce-a fugit cu a mea aici prost la cap, i-a dat o fugă direct în Austria. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite. Ai văzut ce-a fugit cu a lui Adi? Ai văzut, mă? Băi, ți-am pus eu fiermușul bine, băi, nebunule. El a băgat, uite să mă uit și la Alex. A băgat direct cârligul în viermuș. Și l-a omorât. A ucis viermușul. Să nu îl lâneci. Așa, ține un pic, dacă stai. Păi tu ai stat tocmai la 20 de metri acolo, trebuie să stai lângă ea, mă. Să pui mâna pe ea, n-ai văzut pe fishhacker câte partide am distrus eu, că... Uite, uite, ia să vezi ea. Câte partide am... Adică, de fapt, câte trăsături am ratat, că n-am fost lângă undiță. Sau lansetă, depinde de caz. Dacă nu stai lângă ea, uite, a luat Adi. Ia uite. A tras-o la fund direct, este frate. Da. A fugit direct cu ea. Ia, ia, ia. Hai, Răzvane, că... Da, ia, stai, că e la Răzvane. Uite, uite, ce mișto. Uite și la mine, băi. Dar n-am atâtea camere. Ia, uite. A pus-o pe la, fii atent. Aaaa, ce m-am grăbit, băi. Las-o acolo, că s-o mă rog să-mi iau. A mea, ce-i pop acolo?
Dai și mă, nu mai vorbim cu popa, vă, am zis. Nu, tu ăsta a zis. Hai mă, Răzvane, unde? Ia stai. Hai că-l așteptăm. Direct pe ea am pus camera. Dar ce e pe tata display-ul ăsta aici? Display-ul e de la apă, m-am mai picurat când am mai filmat, a fost... Hai mă, Răzvane. Uite, e și la mea, fii atent. Uite că e la aia din nou. E și la ta și la lui Alex. Da, 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 uite, 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 uite. Adevărat, uite ce frumos îi face. Ia uite, mamă! E la ea, mă, sigur. Haide, mă, iau. Da, ia, uite ce mișto ea. Ia uitați-vă, frățioare. Asta e adevărata frumuseț. Nu, că trebuie să o scoți iată. Nu mai are virmuși, crezi? Nu, e Alex peste mine. Nu, mă, te las-o, a... Eram sub Alex. Eu rup undița. Stai cu minte, mă, că e rup undița mea. Ca în sânge ai dat-o lui. De ce? Ai pus-o fix aici unde e. A lui? Păi, dar nu vezi că loc acolo și edita mai undița, dracu. Cât m-a chinuit. Ai văzut? Și asta. Adevărat a înviat. Chiar când ai oprit camera, a tras pe da, când, da am oprit când ai oprit camera, a început să tragă ca lume. Te-a spune ceva despre el. Ce Instagram are peștera? Instagram? Instagram? Instagram. Peștinio.jrr. Punjerere? Eu decât de mică. Da, ele dăm drumul înapoi, vă dați seama, dar distracție e maxim. Eu ce-ai făcut, mă, la ăla? Mă duceam. Uite, bă, Adi, ia stai, nu trage. Ai văzut? Uite, vezi, mă? Așteaptă, băi. Așteaptă un pic să plece cu ea un pic până la Dristor. Și trage între Unirii și Ștefan cel Mare. Ia uite, acum e la a mea. Hai să vedem unde e bățul. Uite-l aici, bățul de plută. Ai 70. Ce să am? Ăsta are 70. Ia vezi, Alex, la ta, bă. Ia uite. Ai văzut ce ți-a chedat? La lui. Bă, când filmez, nu mai trage, mă, să-i... Doa... Da, dacă opresc camera, trage, adevărat. Stați, mă, că o să mă duc eu cu ei la o baltă ca lumea, nu la sălbăticiuni de-astea care... Na, trebuie să stai de pește, nu zic că nu, nu faci gălăgie, să-i dai să mănânce, n-a venit cu nimic decât cu lansete, cu astea, decât mișto, cu undițe, da, de fapt, ce? N-a venit la mișto, ia. Da. Ia uite-l, mamă! Mamă, e și al lău, e și al meu? E ca și al meu. E ca și al mătii? Ca și al meu. L-a luat, cu aceeași pereche de viermuși. Da, bă. Încă patru pești. Mamă, viermușii să îi băgăm în... Ia auzi-l pe tete. Nu face gălăgie, te rog. Da, nu, îl iertam. S-a supărat. S-a supărat că ăsta era la... Salut. Hai băi, tete, ai luat ceva? Ai luat ceva? Și unde sunt? Și unde te duci? Băi, ești prost? Unde? Ia uitați-l! Ha? Ce mai, cel mai mare? Îți miroase, zice, gura pește. De fapt, mână. Hai că da. Mamă, ce l-a luat? Ai văzut? Îl eliberezi. Bă, grăi, ce mă, ca să le arătăm la prieteni. Ai văzut ce mare l-a luat? L-a luat și Alex, bă. Acum poți să te duci unde ai treabă. Știi unde ai treabă, nu? Și mă cac. Ia uite-l, am. Ce dai cu el vârful așa? E sunt pitic, mă, da. Ia uite-l, mi-a pus-o pe lat, chiar când am închis camera, na. Ai văzut, Adi? Băi, Răzvane, dă ăsta de aici, bă, că... Ia uite, mă, a zis tu, Adi. Ai văzut? Hai, mă, dacă filmez la Caterinca și la alea, dacă sunt atent pe el, să mă oralizez, eu știți bine că sunt pe... Cine e șeful României pe pește? Tu. Mai zic-o încă. Tu. Hai că da? N-are, mă, nimic ăla care prinde. Răzvane e șeful cam. Ia zi, prale. Popa. Ăla e supărată. Nu mai Răzvane a prins. Eu n-am prins, adică n-am prins că ăsta au de o Caterinca cu Alex. Da, Alex a prins. Da, l-a prins că nu, că nu are noroc. Eu nu am noroc la pește. Praful să se aleagă de picioarele alea care te-a bronzat, dă-mi, fratele meu. Dă un viermuș de la. Gata, te-ai supărat? Da. Ia să vedem level 2. Ia uite pe Răzvan cum stă. Adevărul că numai la el tragi. Ia, fiți atenți, frățiorii mei. Chiar dacă bate vânticelul, ia zi, Alex, aici, fă schemă. Hei, aruncăm.
Ia. Hai, Răzvane, vreau să... Iaruncă-mă stomac. Iaruncă-mă, că-s mici. Ia uite-l. Se simte, mă, și când bate vântul și e val, și se simte când trage brusc așa. Păi n-am pescuit pe toate sezoanele, și pe ploaie, și pe nori, și pe furtun. Uite-l, mă, și palul. Și ăla mai mare? Ăsta e? Da, ăla, cel mai mare l-ai luat. Nu, cred că mai e unul mai mare, ăla. Hai, fata mea. Hai că te fac vedetă. Ce? Îl faci vedetă? Păi da. Păi hai să... Uite, fuge cu ea aici, prost, lasă braț. Where are you? Here I am. Da, băi, eu ce faci la pluta aia? Da, măi, la ea, ești nebun, lasă braț? Cum făcea ăla din BD în acțiune? Ia, ce să ia, mă? Ia-o la fugă. Ai văzut? Era agățat acolo, nu? Mamă, e un efect direct. Deci ăsta este specia de pește semi-rom. Da, să nu vă deranjați la stomac, ofensați. Că nu prea se prinde așa, că na, e o baltă unde s-a băgat curent, a venit poliția, a fost scandal, știi? Atunci au băgat aia curent, a venit poliția, mascați, jandarmeria. Au băgat unii curent, șef, dacă nu-i ordinari. Și o să mergem noi să vedeți, să vă arăt eu. Nenorocire de pescuial. Dă din mânuțe. Răzvan ne explică. Cum e să prindeți doar dumneavoastră și noi să... Nu-mi place că înjurați, țipați. Mi se pare că te-ai întors, mi se pare că te-ai întors spre sud și ai făcut un șuș în stufă. Ai făcut un șuș în stufă ăla și după aia a și tras, era agățat? Era agățat. Da. Și n-a făcut absolut nicio mișcare. Ia uite câți pești, frate. Bă, ești nebun, ești populez. Hai să-l vindem la kilogram la bălți astea cu plată. Ca să ne luăm banii pe hau. Avem și noi acolo de 600 de euro. N-am mai schimbat termușii ăștia de 15 minute. Da, cu același vermuș, exact. Bravo, fratele meu. Păi ce facem noi dacă stăm la, jucăm teatru, ne uităm pe Instagram, pe TikTok? A venit la o relaxare cu prietenii noștri. Vorbeam prin mesaj. Da, ăsta vorbea prin mesaje pe WhatsApp. Alex îl împinge ceva dintr-o parte, dar n-are fost să se ducă să-l dea afară. Fratele meu, mai ții minte când eram mic și mâncam cartofi? Acum suntem mari și mâncăm pufa. Da, t-am zis, că m-am nervi. De ce? Că nu prins pește? Cât îți dau pe papuci ăștia semi-drăcoși? Aoleu! Hai că ne uităm acum la Răzvan și mai prinde un pește. Uite, el chatuiește cu o fată pe nume Andreea. Și Adi, ce faci, frate? Desfaci porumb acolo? Da. Un relax de Adi, prietenie. Adi, nu mai te caci, mă, că ai zis că te caci. Ia zi, du-te, mă, să spune, mă, să ducă în stufă ăla, să bage cum să găinețeze acolo. Du-te, mă, și cu furăte lângă stufă ăla acolo, fratele. Ăștia sunt sufletele mele. Băi, o grămadă de oameni ne iubește. Hai că ne iubesc. Și care mai de care zice, bă, vreau și o prieten ca ai voști. Bă, tu nu te uiți. Bă, du-te că bate vântul spre mine și ce aer iese pe lângă domnul, vine la mine. Ia uite. Nu iese. Stai cu fiță, nu scoată capul, ești prost. Haideți, mă, acasă, băi. Ce zice? Haideți acasă. Ai căscatără? Ai fostără? Am mâncatără. Dacă mă arunc în grâla asta, ce-mi dai? Stai așa că e la aia, taci din gură. Da, făceți-vă treaba, băi. Salut, Ale. Du-te cu Dumnezeu, hai. Ia treaba lui, mă, să duce. Ui, până cocenie, fratele meu. Uite-mă așa, mă. Ia vezi, Adi. Căscut undița de aici și arunc lângă stuf, mă. Ia, ce e? Am găsit o mănușă, mă, de ștergă. Ia o mână de vieri. Îl ia să moară la lăsa. Ia, taci din gură. Taci că-l ia acum. Să vedeți când mă duc săptămâna viitoare, că fratele meu, tu muncești parcă, nu, brother? Da. Alex! Băi! Alex! Ia un hei! Nu, bă, cum făceai cu cap la cal, bă, ia! Unde s-a dus Alex? Ne puteți explica să? S-a dus. Credeți că are... Credeți că o eliberare sufletească. Credeți că are... Aha, eu mișca și la mine. Credeți că are... Ia lasă-mă să vorbesc, că de ceva de urmă chin să zic ceva. Credeți că are ceva pe colon? Da. Are 2 kg de zahăr. Uite așa, Răzvan din partea asta, dar nu l-a zăpăcit acolo. Ca să nu mai prindă eu niște pietre și dăm acolo. Și eu cu undița asta de 1000 de euro. Ne distrăm și noi, frățiorii noștri. Am venit așa la o relax. Știți că eu când mă duc la pește, dacă vă uitați pe Fish Hacker, se rupe norma. Tu ce părere ai? A, te-ai înțepat? Da, ăsta dă cu două, băi. Da, mă, dacă nu suntem atenți, i-ați văzut.
Ia uite cum faci. Ia uite-l, bă, ia uite, bă, taie lemne cu aia, ia uite-l. Dă apa mai mare, frate. Tragi, tragi, tragi. Da, tai apa, nu? Tai, bă, cât bagi asta, că mi-e mă lua de ochi, de ploapă. O fi și s-a agățat? Ce? Asta o fi și el agățat? Nu știu, dar apa mea vă că o duce într-o parte, ia să vedem. E obraznic. Îți cer scuze față de peștișorul ăla? Nu știu ce o scuze la peștișorul ăsta. Bă, dar ai văzut numai la șmecheriele, ia fi atent. Eu cu ăsta mă joc cărți. Auzi și i-a ieșit în cur. I-a ieșit țuguiu. Bă, să știți că îmi place foarte mult de Răzvan. Chiar o să mergem să prindem pește mai mult. Și pe bărzale mai hau. Și la Dunăre. Mamă, dacă te iau la Dunăre să vezi șalăi, îți spune fratele ce tău. Șalăi, șalău, ca și al meu. A, să fii sănătos, fratele meu, să o țin cartier. Să vezi ce frumos se prinde și ce... Mamă, ce gust are. Somnul ăla clariaz când trage, vezi că nu mai e așa. Direct fuga, ai înțeles? Nu mai... I-a dat unul, a fost băiatul ăla, mă, care a plecat omul ăla să moară la lisa, dacă nu i-a dat să mănânce acolo în colțul ăla, de-aia prins numai tu acolo. Hai că da. Și mie foame. Ți-e foame? Da. Mâncăm pește ăștia cruzi, așa, să trească. N-a vrut să mănânci când ți-ai... Sushi. Da, mă, da. N-a vrut să mănânci, nici tu, nici ceilalalt. Nu, dacă abia... Ia vezi, Răzvane, băi. Păi camera filmează și tu? Hai că da. Lasă-mă în voia lui, mă. Păi nu era foame atunci. Dar știi ce facem? Facem din pește ăștia și sushi. Pe viu așa. Ia uite ce... Ți-a dat ăla cu undiță. Nu mai are undiță acolo. Da. Rupt. Ia uite și a rupt pe la mânta răzvată. Ia uite. Ia a rupt undița, băi, ești prost la cur. Ia, ați auzit, băi? Așa era ruptă, două drept. Mai dă cu de-aia, fratele meu. Fă o varză. Am făcut-o. Era ruptă două drepte. Mai dă și în partea aia, mă? Mă duc și acolo. Să nu mai avut pe ăsta că prinde aici pește. Mă ia cu optică și pleacă acasă. Ce-ați prins acolo? Da, pe aia unde a pus o bălană, aia știe. S-a scufundat cu ăsta, băi. Nu mai pot, mă. Există undeva unde să nu mă duc, să mă duc, să nu mă scufund? Te-ai scufundat și în partea așa aici. Doamne, nu se poate. Ce-ai făcut, mă, fratele? Am intrat din convalescență. Băi, fraților, dacă... Băi, dacă ați ști cât s-a chinuit el să stea acolo, uite acolo. Cât s-a mutat. Băi, eu o strâng pe asta. Da, strânge ușor, hai că merge, gata, nu mai stăm. Dar nu te-ai uitat la picioare, nu? Nu. A plecat, gata. Ia zi-mă, fratele meu, nu, ce facem în perioada asta? Da, dar te-ai uscat sau? Vrei să mai dăm un pic sau mai stăm sau le strângem și gata? Bă, care... strângeți voi alea, mă bag la asta. Hai, bă, ia-o, frate. Asta, am luat. Care? Scărița. Uite aici. Hai că noi le strângem. Uite aici, scărița, dar mai ai elasticul ăla. Bună, tu știu unde e la pus. Ia. Vezi că trebuie să-l pui vârf cârligul pe ăla și după aia așa, pac, pac, ușor. Da, s-a făcut flash că fratele meu. Nu, acolo, bă, dă-i în partea alaltă. S-a agățat, mă, fraților, Răzvan. Uite, am strâns-o pe a lui. Și fiți atenți, e norocoasă. E de 3 metri. E tot a mea. Asta, aia, toate sunt ale mele. Hai, bă, tete, n-a plecat cu... Câte eu am luat eu? 3? N-am luat 4. Ba da, că 4 cu oameni. 3 ala. 3 da. Cu aia... N-ai. Da, și cu aia 3 și... Da, am luat 3, 1, 2, 3 și cu aia 4. Ia uitați-vă, mă, frățiorii mei, ce accident. Deci s-a plimbat fratele meu, dar îmi iau eu revanșa față de el. Mergem și pescuim unde trebuie la... Uite, am eu un elastic aici, dar vezi să nu îl zgâdi, să nu dai tare așa. Uite, să rup. Mai e un elastic acolo? Bravo, așa, fratele meu.